sunt Jeanina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am scris pe Instagram să-mi faceți niște întrebări. Să-mi puneți niște întrebări despre diete, ca să facem un clipuleț, că n-am mai făcut de mult clipuleț despre diete. Și haideți să vedem ce au întrebat fetele. Astăzi fac video, uite-le aici, că am trecut peste. Stai. Iar am trecut. Haide băi, Jeanino, ce facem noi aici? Pam, uite-l aici. Și am pus aici, întreabă-mă, Iulia Sută, în cât timp aș putea să slăbesc 30 de kilograme? Așa. Depinde de organismul tău, în primul rând, depinde cât ești de grăsuță, depinde cât ești de cuminte și cât ești de ambițioasă. Depinde de chestiile astea, nu este un timp, adică 1, 2, 3, 5, 9. Depinde de cât ambiție ai și ce tip de dietă ții și poți să slăbești 30 de kg în 6 luni, în un an, în 2, depinde numai de tine și cât ești de ambițioasă. Eu 30 de kilograme cred că am slăbit în vreo 5 luni, cred, nu mai țin. Ioana Diana mă întreabă, apa este importantă în dietă? Da, și nu numai în dietă, este importantă în ziua de toate, în ziua de toate. E importantă pentru toată lumea. Apa trebuie băută cel puțin 2 litri pe zi, indiferent dacă ești la dietă sau nu. În dietă este mult mai indicată, asta nu știu, nu știu să vorbesc românește, nu astăzi, în general nu știu să vorbesc românește. Dar apa este importantă pentru că, așa cum v-am mai spus, apa conține oxigen. Oxigenul trebuie, e necesar celulelor noastre pentru supraviețuire. Mamă, ce cuvânt am băgat, băi nene! Da, este foarte important. Tot Ioana Diana ne întreabă, pentru un adolescent de 15-16 ani care ar vrea să slăbească, stați că nu o vedem. Este eficient antrenamentul cardio? În primul rând, pentru orice vârstă este importantă alimentația. Antrenamentul cardio sau cu greutăți este ceva aparte, adică este ceva care... În primul rând, cardio este bun pentru circulația sângelui, pentru sistemul nostru circulator, pentru inimioara noastră, pentru tensiune, pentru arterii, mai puțin pentru slăbit, pentru că pentru slăbit este nevoie de făcut greutăți, pentru că greutatea mărește activitatea mușchiului și, deci, arde grăsimile. Cardio este bun pentru altceva. Deci, indiferent de vârstă, în primul rând, este importantă alimentația, iar că faci cardio sau greutăți nu are importanță pentru... Nu, că faci cardio e important pentru sistemul circulator, nu pentru a slăbi. Iar greutățile pentru a slăbi și pentru a te defini. Mamă, tot Ioana, Diana, câte întrebări face fata asta? Niște exemple de pachete cu mâncare pentru școală, program de 6-7 ore. Caserola, nene, mâncare făcută de acasă și îți iei cu tine. Un sandwich cu unt de arahide fără zahăr sau cu dulceață fără zahăr. Un sandwich cu șuncă cu 1% de grăsime și cu roșii. Dacă trebuie să mănânci la prânz, îți iei și faci orez de acasă, îți faci o salată de orez rece cu orez fiert, ton și niște legume. Adică dacă vrei poți să slăbești și să ții dietă și când ești afară din casă. Leca Emanuela super sexy. A, asta era la altceva. Mersi, Emanuela. Didișor, ce preț are această dietă? Ca să știți prețul, trebuie să-mi trimiteți e-mail la dietajeninaaron@gmail.com. Adică vă las aici în infobox e-mail-ul. Și Ioana Ghiuzan ne întreabă, crezi că ar trebui să mă apuc de dietă? Stai puțin să o vedem toată.
Crezi că ar trebui să mă apuc de dietă dacă am 20 de ani și 56-57 de kilograme, deși am grăsime pe burtă și picioare, cred. Absolut da. Dieta nu trebuie să fie o dietă. Hai să o luăm așa. Chiar dacă suntem grași, chiar dacă suntem slăbuți, avem nevoie de o alimentație echilibrată. Asta înseamnă că tu la 56-57 de kilograme trebuie să mănânci sănătos. Să mănânci mai puțin dacă ai un pic de grăsime pe burtică ca să o elimini. Să faci sport, să mărești metabolismul, să arzi mai multe grăsimi. Deci, da, la 50 de kilograme, la 30 de kilograme, la 40 de kilograme trebuie să mâncați sănătos. Dacă vreți să-i dați numele de dietă, dați-i numele de dietă, dar mâncarea sănătoasă este un stil de viață. Adică o persoană care a făcut o dietă, a slăbit și a ajuns, ce știu eu, la greutatea care o dorește și se simte bine în pielea lui, asta nu înseamnă că în momentul ăla nu mai mănâncă dietă. Înseamnă că trebuie să fie echilibrat, înseamnă că 4, 5, 6 zile pe săptămână e atent la ceea ce mănâncă, o dată, de două ori pe săptămână poate să mănânce porcării, dar asta nu se poate face în fiecare zi, pentru că în momentul în care mărești intrările de calorii, te îngrași, nene, indiferent că ești slab, indiferent că ești gras. Deci, nu are importanță greutatea, nu are importanță cât ești de slab, cât ești de gras. E trebuie să mănânci sănătos, evitați prăjelurile, aruncați zahărul alb și hai să vedeți că se poate avea o viață mai frumoasă și mai sănătoasă. Am aici niște întrebări pe care le-am mai făcut, care mi le-ați mai trimis pe Instagram. Ea este Raluca28. Într-o zi o să mă hotărăsc și să mai fac un concurs pentru dieta Janina. Hai să vedem ce spune fata asta. Cum îți poți recapăta stima de sine și încrederea având în vedere felul în care arăți? Eu cred că, indiferent dacă suntem grași sau dacă suntem slab, cine mă urmărește de mult timp, adică eu sunt pe YouTube de vreo 2 ani, 3 ani, de vreo 2, 3, în fin. Eu am fost și grasă, sunt acum și mai slăbuță, deși, dacă vă aduceți aminte de mine, și când eram grăsuță, aveam stimă de mine, mă aranjam, mă machiam, mă pieptănam, mă vopseam, mă găteam, mă machiam, deci, indiferent de cum arăți, dacă ești gras, slab, urât, frumos, cu nasul mare, cu ochii mari, cu strâmbi, puneți-vă în evidență calitățile. Machiați-vă, aveți grijă de sănătatea voastră, dați-vă cu cremă, pieptănați-vă, aranjați-vă și așa mărește stima de voi și încet încet vă apropiați și de alte chestii mai sănătoase, de o dietă, de alte chestii și în general în viața de toate zilele trebuie să ai stima de tine indiferent de cum arăți. Fata asta mi-a pus aici vreo 5 întrebări, o să răspund la toate. Poți oare schimba percepția persoanelor care consideră că felul în care arăți e cel mai important făcând abstracție de la caracterul tău? Poți să o schimbi percepția persoanelor în momentul în care tu ești fericit de ceea ce ești. Și chiar dacă nu ești fericit de ceea ce ești, să încerci să faci tot posibilul ca tu să fii fericit de ceea ce ești. În primul rând, percepția persoanelor, eu și când eram grasă, mă duceam la facultate, m-am leșind de cald, și nu mă simțeam bine în pielea mea pentru că nu sunt italiancă și acolo trebuia să vorbești italian. Deci trebuia să am un vocabular cât de posibil de italienesc. Eu vorbesc italiană, dar vorbesc cu accent din ăsta mai de la țară, așa. Și mi-era rușine de muream acolo, că nu mă mai ieșea cât un cuvânt de la mai de la Gheorghe, așa. Și chestia care o făceam era să fiu cu capul sus, să mă uit în ochii profesorului și să arăt că eu sunt sigură de mine, indiferent de limbajul meu. Deci, sigur, poți să schimbi percepția celorlalți dacă o schimbi tu de tine și nu lași ochii jos, nu lași capul sus și cât de diferit față de alții ai fi, stai cu capul sus. Ți s-a întâmplat vreodată să fii body shamed, shamed, știți voi engleza cu mine, în fin. Cineva să își bate joc de felul în care arăți. Nu. Nu, pentru că eu am avut întotdeauna atitudinea asta șmecherită așa. Și grasă și slabă. Eu
Nu mi-e frică de nimeni. Eu mă uit în ochii la oameni și vorbesc că am și o cultură, am și eu ceva. Nu e totul legat la aspectul meu fizic. Felul în care arăți, dacă da, ai câteva sfaturi despre cum poți trece peste. În primul rând ți-am spus să fii sigur de tine, să ridici capul și să nu-l lași jos, ca să nu arăți celorlalți frustrările tale și punctele tale slabe. Cum putem reduce ideea de a mânca atunci când suntem triști? Cum putem trece peste asta? Chestia asta este foarte dificilă de făcut. În primul rând, mi se întâmplă și mie de un milion de ori, de câte ori sunt tristă, se activează niște ormoni în corpul nostru, care sunt ormonii stresului și ne face să căutăm să facem așa, în așa fel încât să culmăm lipsa asta și să integrăm cu ormonii de fericire. Ormonii de fericire ni dă mâncărica, ni dă îmbrățișare, pupit cu dragoste și așa mai departe. Noi, fiindcă avem mai la îndemână mâncărica, ne băgăm la mâncărică. Chestia este care este? Chestia este că când ești trist, trebuie să faci în așa fel încât să muți gândul tău trist spre ceva fericit. Adică un film, o comedie, o plimbare, o ieșire, o ceva care să te îndepărteze de a mânca. Pentru că ce se întâmplă? Tu mănânci tortul, ciocolata și îți dă fericire 5 minute. După 5 minute s-a întors și necazurile și supărările, imediat s-au întors toate la locul lor. Mâncarea nu repară ceea ce nu merge bine în viața noastră. Deci încercați să vă îndepărtați de bucătărie, ieșiți din casă, fugiți, faceți ceva care să integreze din nou liniștea și fericirea și așa puteți să vă îndepărtați de mâncărică. Mâncarea e doar o scuză. Puteți să găsiți alte scuze. Faceți dragoste cu soțul vostru, cu iubitul vostru, ieșiți la o plimbare, fugiți și sau duceți-vă și cumpărați o roche sau un ruj sau altceva care să integreze fericirea. Mâncarea dăunează dacă e mâncată excesiv. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să mă urmăriți pe Instagram Janina România. Cine vrea să fie urmărit de mine în dieta Janina, vă las jos aici e-mail-ul și ne vedem la următorul video. Ciao!